Probabil unul dintre cele mai nebunatice proiecte pe care le-am făcut până acum în viața noastră. Stai un pic. Nebunatice sună cam kinky. Bine, probabil unul dintre cele mai crazy proiecte. Și crazy o să te corecteze lumea, să zică că vorbești prea mult în engleză. Zi altfel, găsește alt cuvânt. Probabil unul dintre cele proiecte pe care le-am început și le-am finalizat vreodată, pentru că îl vom finaliza cu siguranță și proiectul ăsta, cel mai nebunesc și mai riscant, să spunem așa, proiect. Dragă familie, am fost acceptați la școala de aviație Red Bull Flugtag. Și n-am intrat în nebunia asta singuri, avem prietenii de la Pieluți în lume aici, Dixi și Iulia. Dați subscribe acolo și în comentarii. Alături de care, probabil că ai văzut pe thumbnail, trebuie să construim o mașinărie cu care să zburăm. Iar mașinăria noastră este opera Iuliei de la Pierduți în lume, pentru că ea a reușit să facă toată drăgălășenia frumoasă. Este o să las aici ca să vedeți despre ce este vorba. Înainte să mergem mai departe, deci, nu am intrat în proiectul ăsta singur, suntem cu Pieluți în lume, așa că intrați pe canalul de YouTube, dați-le un subscribe acolo, îi găsiți și pe Instagram, follow, au super content, șmecher, dar ne lungim cam mult, să trecem la treabă. Provocarea este să facem astea, să arate ca un unicorn și mai ales să zboare. Reușim sau nu reușim? Ce zici? Ia să vedem ce e. Ia să ne uităm noi mai întâi. Wow! Ce avem aici? Avem un box de Red Bull. Și mai avem acolo? Este voucherul. Avem voucher de la Hornbach. De 1250 de lei. 1250 de lei pe care teoretic ar trebui să folosim să ne cumpărăm chestii pentru chestii, da. Materiale pentru aparatul de zbor. E ca în ziua de Crăciun, nu știi ce primești, ce cadou să fie. Ceva de lemn. Un marker, avem o ruletă. Avem un scotch, mai e ceva aici. Da, mai e ceva, un cutter, uite. Felicitări și bine ați venit la bordul celor mai trăite școli de aviație din lume. Eu v-am lăsat că n-am înțeles efectiv ce vreți să facem, dar... Să încalce un pic asta. Când caută un bărbat... Da, să începem cu botul. Nu știu ce. Nu. La mine asta e parte din profil văzută de la unicorn. Eu așa-l gândisem, un pic rotunjor, că n-are... Și ăsta e nasul? Da. Okay. Gen, aici este ceafa. În timp ce băieții taie ledne, fetele pregătesc unicornul adevărat. Facem capul dacă nu se înțelege ce se întâmplă aici. Sau încercăm să facem capul? Da, aproape drept. Aproape? Bate lumina, Iurea, și nu am dat seama. Da. Suntem profi, adică, da. Cei mai profi. Ce faceți aici, de fapt? Ce reprezintă această ramă? Un geam este o fereastră către viitor, această construcție. Înțeles. Nu putem să spunem că e top secret proiectul ăsta. Spunem de acum ce e asta, ce e asta. Atunci va trebui să ziceți voi în comentarii ce credeți că o să reprezinte fereastra aceasta către viitor. Ce vrea de fapt Damian să vadă în viitor? Poate are stabilitate mai multe palate. Facem 3 de ăștia până începe concursul. Suntem facem 4, fiecare zborăm cu câte unul. Suntem rapizi, 3 facem până începe concursul. Și apropo de zburat, avem o întrebare foarte, foarte, foarte importantă. Cine credeți că o să zboare cu unicornul? Pentru că regulamentul specifică faptul că o singură persoană va fi pe unicorn în momentul în care va zbura.
Iar unicornul nu poate fi acționat de niciun fel de motor electric cu nuclear sau mai știu eu cum, decât de... mușchiuleții noștri. Deci, da, așteptăm răspuns în comentarii cine ar trebui sau cine credeți voi că va zbura, pentru că noi avem așa o idee. Eu zic, Simina, să arăți oamenilor și capul pe care îl pregătiți voi. Să ne spună ce seamă. Zic și eu, da. Vă arăt capul. Dar nu, dacă nu se râde aici, da? Seamănă unicorn, eu așa zic. Nu seamănă? 100%. Arma secretă a oricărui constructor de aeronave din astea spaceship-uri. Eu și cu ea din Războiul Stelelor ce mai construim așa. Nu, e doar așa la mișto, ca să pară că s-a închis. Nu că n-ar fi asta al nostru, ia uite, solid. Doar la mișto așa, nu. Da. Toată încrederea. Cadrul unicorul nostru este gata. Ia-i să vezi. Ia uite ce l-am construit. L-am și antifonat, să zic așa, între ghilimele, cu chestiile astea ca să nu înțepe saltele. Acum o să încercăm să băgăm saltele înăuntru, pentru că ăsta va fi corpul unicornului. Fetele lucrează aici la acest... ce seamănă ăsta? Zi Simina! Este un unicorn! Uite, are și ochișor, are și năsuc aici, are și guriță. Face... Sunteți de acord? Este un unicorn mai abstract. Am înțeles. Deci avem un cap de unicorn abstract aici. Să dar vedem... acum, sincer, zici și tu, dacă ar fi un unicorn normal, ar mai fi așa interesant? Da. Avem și, nu știu dacă n-am arătat asta, nu? Avem de la Red Bull cadou, cu numele echipei noastre, o trusă răscule. Foarte interesant. Urmează să ne punem și logo-urile pe ea. Și... noi suntem, ia uite, pregătiți, deja direct unicornul este gata. Au început discuțiile. Unde este centrul de greutate al acestui dispozitiv? Ținând cont de faptul că mai are și un cap de braț acolo, care trebuie pus în față și... Se uită la tine! Și coadă în spate și toate cele, așa că dacă știți formule care să ne ajute... Încă n-am montat aripa, deci lasă-ne un comentariu. Vrem să punem aripa, mai, să nu punem la mijloc, să fie mai în față. Asta e, așa, facem un exercițiu de imaginație, aici este fața device-ului nostru zburător și ăsta este în mijlocul aripii. Și ne gândim să punem mai în față, că ne-am gândit că dacă pilotul o să stea aici și cu aripa cumva să contrabalansează, nu știu. Adică eu așa mă gândesc, nu știu cum. Da, probleme de-astea de biologie, nu... Vedem unde ne hotărâm pe la urmă. Dacă nu reușim cu calculele astea matematice complicate, o să facem cu banul, să dăm cu banul și să vedem unde... La nimereală. La nimereală, da. Oricum tot ceea ce facem e la nimereală, așa că... Cum tu nu ești inginer aerospațial, așa m-ai mințit când am înscris la concursul ăsta. Da, dar tot la nimereală. Ah, ok, bine. Cu diplomă de aia luată știm noi unde. Problem. Aripa, problem. Ăla o să fie fuselajul nostru. Și acum încercăm să găsim o variantă. Să îndoim ăla să semene aripă, burlanul ăsta. Am zis dacă să îndoim înainte sau după ce facem structura de rezistență a aripii. Problem. Biologia de cu radical. Dacă facem înainte, care sunt dezavantajele? Că nu știm cât de lat o să fie aripa. Da? Biologie și chimie aici, fii atent, biologie și chimie. Păi da, dar noi dacă... mai în cap o să... Nu prea ne interesează. Faci acolo. Da, că noi îndoim de la jumătate, încălzim practic să-i, să o putem întoarce. De la jumate plus de la jumate. Să nu mai zic că avem un device special pentru adică încălzim doar încălzit asta cu care sperăm să încălzim să meargă chestia aia. Cam multe chestii peste care trebuie să treci. Dacă nu merge să încălzim aia, îmi fac eu diseară moață. Am pus bine, mă? Nu știu, Dixie, m-a întrebat pe mine. Între linii aici. Între
Niciodată nu. Damian, pe care întâlnire, ca ta se parfumează. Dificil. Nu, nu ne dă socoteală. Ceea ce era de așteptat, nu ne surprinde, dar suntem în pană de idei. Și dacă rupem unul de ăsta, rămânem cu unul. A, dacă se rupe la mijloc, putem să lăsăm asta pe care am zis că o punem în capăt și lipim bucățile care s-au rupt direct de ea. Păi eu așa mă gândesc. Așa ce am putea este să-l tăiem. Să-l tăiem, mijloc, așa e, da, și-l prindem de ăla acolo. Și mai câștigăm și niște centimetri în plus la aripă, la lungimea aripii. Nu? Mărimea contează, aparent. Momentul adevărului. Astăzi începem să montăm aripile. Am găsit varianta câștigătoare. Sperăm noi. Și acum ne apucăm de montat. Da, cred că ruleta ar fi mai bună. Ca să-i măsur exact cât e între astea, da. E bună doar perpendicular. Avem o jumătate de aripă construită. Greu, Năică. Iată, probe de zbor. Deci noi picăm de la înălțime către în jos, da? Să vezi că se ridică aici. 3, 2, 1. Ai văzut că prinde aer? 3, 2, 1. Uite-o. Vezi că prinde aer în ea? 3, 2, 1. Uite ce greu e. Deci prinde aer, iată. Eu zic că o să zboare. Dacă nu faci așa. Ia să-i face pe aer. Măcar pe post de avantaj, că vei găsi o rapiditate. Hai, găține. Da, ce fain s-a prins. Adică pare foarte stabil, e mai puțin putem, acolo. E bine că nu putem să filmăm pe aici, pe sudul dintre ele, da. Acolo? Unde e acolo? La ăla din mijloc, pare crăpat. Unde e crăpatul? Asta? Da, da, asta. A, asta e. Ah, mai speriat. Un pic mai speriat. Mai văzut tu bine. Unde e crăpat, ia? Hai că-ți arăt eu unde e crăpat. Unde e crăpat? Nici nu mai vedem aici. Nu e domnul crăpat. Unde uite e? Aici, bă, da. Nu, nu e acolo. Aici era un fir de iarbă, l-am dat la o parte. Nu e crăpat, păi vezi? Mai dus în eroare, da. Acum aici noi nu ne mai găsim, cred că s-o parte. Rezolvăm, ia uite. Crăpăt, unde mai e? Uite aici, crăpături, ia uite. S-o parte. Stai, mă, nu mai fă random. Dar cum eu am văzut că ăia și la avioane, tu ai văzut? Ai prins vreodată când lipesc cu de-astea pădărăsupă sub avioane? Aș vrea serios. Să nu, aș vrea. Vorbesc să serios, eu am uite treabă, eu am văzut când lipeau pădărăsupă cu scoși ăsta. Pe la avioane. Am zis că nu mai mă urc în avioane. De ăsta era, că era de ăsta, gri. E de ăsta, ăsta când l-am cumpărat avea pe poza de aici, de pe el, o mașină care avea bara lipită cu scoși din ea. Mi-am dat murdar pe nas? Cred că mi-am dat cu mâna pe nas. Pe aici, nu? Ok, ok, ești frumos. Are, mulțumesc. Deci cum sunteți până acum? Wow, nu era momentul. Ce vorbești, mă? Terminăm mâine și după aia, exact, weekendul viitor mai facem unul. Exact. Dacă mai are cineva nevoie. Dacă mai are cineva nevoie, deci noi apelați la noi cu încredere că ne-am specializat acum în avionică. Da. Și o să facem unul să-l vindem. Da, și e ieftin. Exact. Ai adică treabă, bro. Pentru transport trans. Păi nu, dar acum s-au scumpit acum, la cum s-au scumpit biletele de avion acum, îți faci un mai bine noi îți faci unicorn, un avion, da? Și pleci, da, cu el. Da, 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 facem un unicorn. Măcar între blocuri, așa, ca să te duci la vecinul, dacă vrei. Pentru zborul transatlantice. Exact, apelați cu încredere. Proiectul începe să capete în sfârșit contur. Și ne-am răzgândit puțin în privința capului, pe care o să-l refacem de la zero, pentru că, de ce nu, putem. Și sunt patru oameni și nu reușim să umflăm o minge. Da. Să ia dracii de Jumbo cu mingea lor. Jumbo, ce ați făcut? Nu știu ce ac are aici, nu. Ceva. Că nu se întâmplă nimic. Nu se umflă deloc. Nu are aer. Nu se umflă. Și atunci când scoți, de ce scoți? Poate aer? Trebuie să împingi mai tare și să găurești. Borg. Păi nu contează, că noi avem niște din astea pe care le putem folosi. Eu zic să-l spargi. Buză, dacă se scoate capacul ăsta cumva. Ia uite. Bă, ce tâmpiși, doamne, cât de retars. Nu cred. Păi, să facem. Uite ce retars suntem, fii atent. Păi ăla era dopul, ce dracu să umflăm, că noi umflam dopul. Ăsta de aici, a? Era dopul. Suntem patru adori care nu reuși să umflăm o minge de la Jumbo. Adu pompe, adu... Am încercat patru pompe până acum, inclusiv compresorul de la mașină.
Râde de noi cu lacrimi, e ok. Dar l-am umflat. Capete de sfeclă, ce suntem? Ia uite câte pompe a adus aici, pompa asta. Cu capete și asta, dacă nu am încercat cu pompa asta. Cu alte capete, am încercat asta. Cu pompa de saltea, adică... Am încercat cu gura, cu tot. Ce să zic? Da, a fost fun. Adulți. Ne-am distrat un pic. Da, da, da. A fost frustrant, nu fun. Da. O să mai închid asta. Am avansat destul de multicel cu proiectul. Mai avem multe lucruri de făcut. O să mai lucrăm un pic astăzi și mai târziu avem o mică surpriză pentru voi. Scuze, am ținut strâmb camera. Mai târziu avem o mică surpriză pentru voi. Așa că nu, da. Nu pleca. Zic eu? Să zic eu? Nu! Bine, nu zic. Nu, nu, nu. Bine, e nu. Foarte fun. Deci clar nu vrei să pierzi următoarele secvențe. Câteva ore pentru noi, câteva... Milisecunde. Minute, secunde pentru tine, că poate mai avem ceva interesant de filmat și după aia urmează și surpriza. Ăla este capul unicornului nostru. Nu stă prea jos? Adică dacă îl prindem așa, îi trebuie gât, clar. Facem noi chestia asta să zboare, oare? Ce zici? E fixable. Și cum e asta? Ăsta este corpul și avem aici o aripă. Făcută din șgheap de burlan. Întărit cu scânduri pe dedesubt și cu chestii de astea care se folosesc pe la garduri. Deci ăsta, Icar cu aripile lui de ceară și meșterul Manole, a fost copii, mici copii. Trebuie să mai hotărâm până la urmă. Chestia pe cercul ăsta, da. Dar până continuați, voi mai am o chestie, trebuie să o hotărâm, că și meșterul Manole a băgat-o pe Ana în zid, care între voi să bagă înăuntru în ăsta aici. Trebuie să sacrificăm pe una, că asta e. Pe una? Una dintre voi. Ca să ce? Ca să zboare aparatul, că meșterul Manole a băgat-o pe Ana în zid ca să construiască... Taci-mă din gură. Și când te gândești că o zi întreagă ne-am pierdut să facem capul? Unde e capul? Ca să arătăm și celălalt cap. Aici, avem și capul aici în magazie. Scuzați deranjul și întunericul. Imediat îl arăt. Imediat arătăm și capul pe care l-au făcut fetele. Ăsta este celălalt cap. Care seamănă, bineînțeles, ca unicorn. Frumos, uite, un unicorn frumos. Atențiune, atențiune, unicornii au plecat la plimbare. Unicornii au invadat Bucureștiul, capitala. Deci dacă vezi pe stradă un unicorn, repede o poză și tag pe Instagram Pierduți în lume și Fabrica de amintiri. Vlogării, echipa vlogării României de la Red Bull și Luptac, bineînțeles. Să uită lumea un pic lumea la noi, dar ce mai contează, nu? Suntem obliși. Aici nu facem noi spectacol pe 16-17 septembrie pe lacul Murii. Bine, să ne ții pumnii. Să ne ții pumnii, așa, adică să ne ții. Să zburăm cu unicornul așa, să ne dai și eventual și o locație. Dar dacă vreți să trecem pe la toți, așa, am cerut autoritatea de survol deasupra Bucureștiului. Și nu numai, să trecem așa pe la toți, să ne... Ca Moș Crăciun. Și vă luam și vă plimbam adică, și da. Pe voi, adică... Da. Ne-am gândit, ca să mai scutim pe Moș Crăciun de treabă în decembrie, să zburăm noi cu unicornul acum pe la voi să facem cadouri în mijlocul septembrie. Am mâncat înghețată și a început ploaia. N-am putut să ne bucurăm și noi mai mult de Calea Victoriei. Păi de ce? Că ne răcorește mai bine. Și de poze cu oamenii care se uitau la noi ca la maimuțe. Da, am fost făcut din toate felurile. Deci cai... Ce am mai primit? Unicorni, copii au spus că suntem unicorni, restul ne-au... Banii noștri numărul 1 au fost copii care au știut că noi suntem niște unicorni și erau foarte entuziasmați și au vorbit cu noi și am făcut și poze. A fost o seară frumoasă, pe scurt. Lasă-ne aici cumva în comentarii și adresa prin ce cartier stai, ca să venim și la tine, pentru că noi ne-am propus să zburăm câteva sute de kilometri cu device-ul ăsta nostru de zbor. O să ne învârtim deasupra Bucureștiului, să dăm 2-3 ture deasupra Bucureștiului, trecem pe la voi. Dacă auziți ceva avion care dă din aripi, suntem noi. Așa, după care o să mergem către țări mai calde și mai primitoare decât... Unde nu plouă. Azi a sosit vremea testării trenului de decolare, aș vrea să spun aterizare, dar este de decolare, de fapt, acest tren. Și imediat să ne pregătim. Auzi la un moment dat ce m-a trosnit. Unde s-a auzit trosnit? Nu știu. Okay. Cred că la el. Toate pantalonii s-au auzit trosnind. Când comunii ai grijă să fie totul la locul lui. Aici se pune... Pare da că se...
Ok. Da, cum mă dau jos. Sunt șoricei, nu, nu, nu. Pare că ați în șoricei acolo. Da, nu. Care? Unde? Îmi vine mașina. Vine mașina. Uite că dacă s-a rupt chiloții pe mine. Pista de decolare de la Red Bull Sultan, doamnelor și domnilor. Probele de pentru de aterizare sunt un real succes. Avem și primul montaj al dispozitivului nostru zburător. Cu tot cu pilot de data asta. Te ține? Mă ține, chiar ele, ia uite. Reușim 15,7 metri? Eu zic că o să fie bine. Cel puțin, nu? Forță! Nu o să arate așa, asta este scheletul. Îl îmbrăcăm fetele cos de zor acolo. Și ne vedem pe 16-17 septembrie. Pe 16 este... Muzeul aparatelor de zbor. Da. Și pe 17 sărim. Deci pe 16 puteți să veniți să-l vedeți, să vă faceți poze cu el. Va fi asamblat, va fi îmbrăcat unicornul nostru. Va arăta exact așa cum trebuie, exact cum va arăta și duminică când vom zbura cu el. Rânjește că e pregătit de zbor. Ea este Rosalinda, a.k.a. Rozi, a.k.a. Unicornul Călător. Este gata în proporție de 99,9%. Sperăm noi. Și vrea să zboare, așa că 16 septembrie, nu uita, la Cumorii, vii să-ți faci poze cu Rosalinda și cu noi. Și cu prietenii noștri la Pierduți în Lume, care sunt pierduți în telefon acum, în momentul ăsta. Sunt obosiți că am muncit toată ziua. Am muncit toată ziua. La Rosalinda. Azi a fost o deci, zi. Pe 16 bine. Este zi de poze, vii pe lacul Mori acolo, poți să ai acces, vei avea acces pe insulă la unde va fi muzeul aviației și uite, faci poze cu zâmbăreața asta și cu alte aparate năstrușnice de zbor pe care le vei găsi acolo, iar pe 17 septembrie se întâmplă zborul, ne o să luăm zborul la propriu cu Rosalinda. Și evident că ne va ajuta foarte mult să fie alături de noi, să ne susții, să ne oferi o încurajare. Am apreciat enorm, enorm. Și evident, poți să faci asta și în comentariu dacă nu ai cum să ajungi pe 17 septembrie pe Lacul Mării. O să încercăm și un live atunci să vedem dacă ne reușește și cum ne reușește. O să încercăm să sărim cu telefonul în apă. Vedem, nu promitem, dar să încercăm. Să zburăm, adică, a vrut să zic. Așa. Nu promitem, dar încercăm. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul nostru YouTube, trebuie să o faci nu mai târziu, acum, pentru că e gratis și e mișto. Nu uita că ne poți găsi și pe Facebook și pe Instagram, Fabrica de Amintiri, suntem și acolo. Până data viitoare, salutare! Stai așa! Așa. Mai ai și un subscribe dat la Pierduți în Lume, îi găsești și pe YouTube, îi găsești și pe Instagram, îi găsești și pe Facebook și pe TikTok. Tot Pierduți în Lume sunt, bagă acolo repede un follow și la ei. Până data viitoare, salutare!